Credincioșii din Cerchezu, județul Constanța, denumire ce provine de la vechii locuitori colonizați în Dobrogea din Crimeea în 1873, au primit astăzi vizita ierarhului locului. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Izvorul Tămăduirii. Lăcașul de cult mai poartă și astăzi urmele invaziei turcilor. Întrucât biserica parohiei Izvorul Tămăduirii din localitatea Cerchezu, județul Constanța, se află într-un amplu proces de renovare, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în capela parohiei. Credincioșii prezenți la slujbă s-au rugat și au ascultat cuvântul ierarhului legat de lunga suferință a sfinților mucenici Carp, Papil și Agatador, pomeniți astăzi. S-a auzit că acești părinți Carp, episcopul, și Papil, diaconul, sunt cei care îndeamnă și pe păgâni să vină la credința în Hristos. De aceea au fost chemați înaintea judecătorilor. Au fost puși să aducă jertfă idolilor, dar ei, cu împotrivire, au mărturisit. Noi nu putem să aducem jertfă acestora care nu sunt cu suflet, sunt aur, argint, pietre, lemne, dar n-au suflet și n-au viață. Cum să le aducem jertfă? De aceea mai întâi i-au bătut cu asprime, apoi i-au chinuit, i-au spânzurat pe lemn și ei răbdau și se rugau. Credincioșii din Cerchezu au pus bazele localității moderne după anul 1890. Lucrările la biserica parohiei au început în 1901.